m-au luat așa un vibe de filmat. Ia uite-o. Mi se pare ceva în regulă aici. Ce doriu mi-era, jur! Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să fie un vlog mai diferit. Sper să se vadă bine pentru că nu am camera la mine și filmez cu telefonul. Suntem cu fața de ușă mână de la seria 1. Mergem la garaj cu seria 1 că știu să fac macaraua. Și a început să bată ceva pe aia până de sub. Cam așa arată fața de ușă momentan. Trebuie să facem toate demersurile pentru a pune această față, mă rog, macaraua și apoi să punem fața de ușă. Am pornit căzănelul, o să vreau să-i fac după și o curățare înăuntru, că e cam jegoasă, zic eu așa, adică nu-mi place deloc. Car vertical 20% în descriere și vă recomand să verificați mașinile, pentru că eu am verificat mașina asta când am cumpărat-o și, sincer, a mers vreo 10, 12, 20.000 de kilometri, nu știu exact, între 10 și 20.000 de kilometri mașina a mers exemplar, adică chiar am luat o mașină bună, am știut ce probleme a avut, mi-am putut negocia prețul cu ajutorul lor, a fost super, super, mega ok. Ca pe vremuri, pe OV-ul ăsta, îl mai țineți minte? Au, au, au. Și de-o să plece scârboasa asta mică. Ah, ce doriu mi-era de un BMW. Fun fact-ul la seria 1, v-am mai zis, este că ea la capitolul dimensiuni este similară cu seria 3-ul. Vorbim de E82, adică de seria 1 ăsta coupe, adică nu e o mașină chiar atât de mică, mi se pare funny. Uite, vedeți, se aude ceva. Îmi doresc să nu mă lase cutia asta sau ce se aude pe acolo până la garaj, adică chiar aș vrea să ajung între... Uuuu, ce-mi place că e V-turbo, micuța și dă să plece și mereu trebuie să-l ții așa. Wow. Doriu mi-era. Cred că o să fie un vlog mai lung pentru că mi-e dor și pentru că în vlogul ăsta îmi permit să fac un vlog ca pe vremuri. Să nu mai fie atâta ediție, atâtea chestii, să fie fix vlogul ăla melancolic, care pe mine mă face fericit. Deci am așa vibe, jur, parcă n-aveam mare chef să filmez, că știu că n-am camera și știam că nu iese ok, dar acum că mă văd cu telefonul în mână, bă, m-au luat așa un vibe de filmat. Ia uite-o. V-am pregătit ceva foarte mișto, vă pregătesc un giveaway legat de colantări. Sper să vă placă, fac asta pentru voi. Și o să avem și un clip cu o schimbare a Opelului. Mă greu, e de aia, adică. Aici am întâmpinat o problemă foarte mare, pentru că la seria 1 E82, din câte am înțeles, eu nu știu cum e la celelalte BMW-uri, trebuie să dai geamul jos pentru a schimba macaraua și șuruburile erau foarte strânse. S-au rupt toate torțurile, efectiv. M-am dus la alte garaje din zonă să cer torțuri de forță. N-au vrut, erau atât de strânse șuruburile alea, n-am trebuit să văd așa ceva. Pe viitor, dacă totul merge conform planului și dacă mai verificați mașini de la acolo pe podul ăla cu izb pe care vertical, posibil să avem un proiect foarte frumos să duc la capă ceea ce am zis eu prima oară. Ce dor îmi era să stau să caut scule din nou. Ia să vedem, te găsim ceva pe aici. Are bine, poate găsim un cap de torță 20. O curia de pe lume cu acest șurub care ne-a rupt toate cheile de pe aici. Cele din urmă s-a reușit. Cum spuneam aici la garaj, Elvis a câștigat, l-am scos. Și acum mergem să punem macaraua nouă. Ca să se termine ziua, să nu fie bine. Eu aveam stricat ăsta aici în capăt. Păi s-a întâmplat un necaz, ia și deschide ușa. Aia zic. Cred că merge așa. I-a susit vremea și asta tot pe elevator. Nu scăpăm. Mi se pare ceva în regulă aici. Eu am zis că asta ajunge pe jos. Ia vezi. Cred că... A, deci acum îl ținea tabla. Ne-am reîntors după destul de mult timp la garaj ca să terminăm și vlogul ăsta în care o să schimbăm și plăcuțele și discurile pe față la seria 1 și mi-a venit și tâmpenia aia pentru ușă ca să pun și fața de ușă, să închidem și mașina asta să fie ok și ce au acolo frumos pe spate. Ne-au schimbat de acum mai mulți kilometri, să fiu sincer, că au aici altă parte, ai buza, dar acum am luat ceva frumos, am pus niște sărăcii. Ce am luat eu aici? Am luat astea frumoase. Așa, găurite, le-am dat gaura de unde că n-am avut bandele. Am dat gaura eu cu burghiu. Acolo avea Dadi să mă ajute. Se lucrează intens, se latră aici, se latră, se latră intens. La 1,32 care a deșertat ciulata, i-am dat viață cu o nouă ciulată făcută
pusă pe tomberon, scoată din gunoi. Ei bine, fix nenorocitul ăsta pe care le strâng eu aici tocmai s-a rupt când l-am desfăcut. Nu știu cum s-a întâmplat asta, n-am pus niciodată chestia asta. Și acum le strângem și o să vă arăt ce frumoase sunt discurile astea. Efectiv schimbă mașina discul sport foarte mult. Îi dau doar acum așa o strângere mică. Hai să mă ridică, deci lucrez în praf. He, altceva acum, nu? Altceva. Lucrez efectiv în praf aici jos pentru că în garaj este un Audi, adică Audi este în garaj. Deci uite cum vine aici, a? Simplu, așa, urât. Uite cum vine aici. Ia uite cum vine aici, haos, îmi place. A, și cu roata asta, cam așa arată mâinile mele după ce am lucrat. Hai să vă arăt și pe cealaltă. S-a lucrat un pic. Dar arată bine. Ce a pus frumos la o zi de muncă, dar ce priveliște frumoasă. Și dacă vreți să vedeți mai multe, uitați, vă las aici Instagramul băiatului să vă uitați la mașină. Bă, e ceva senzație. Adică, nu știu, efectiv, asta vorbeam și cu Adi. Acum 30 de ani sau când ai bare Supra, efectiv face o mașină care acum, actual, peste 30 de ani să fie dream car. Adică nu la modul să-ți placă, bă, să fie dream car. Wow, bravo Toyota, bravo Japan. Tuturor cu mașina și vreau să vă zic că merge chiar bine. Sper să se audă vântul ăsta că e ok, că numai eu când dau reg la cameră începe și bate vântul, câinele e mașină. Mamă, dar așa la soare când se văd, pare puternic, rău de tot, o să le schimb și pe spate. Ce ziceți, le băgăm și pe spate așa? Hai să facem o probă, să vedem cum merge mașina. E, nu mai face clac, 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 clac. Hai să intrăm pe stradă. Am greu cu mână, dar merge. Alată, dar dacă nu aveam telefonul, nu era altceva să pot să filmez când fac și o probă la mașină. Că e efectiv incomod să stai cu telefonul în mână să filmezi, să conduci ca un bău, sincer. Aveți grijă, nu folosiți telefonul la volan. Acum îl folosesc într-un scop în care se bagă vouă anumite chestii, să nu trească să le faceți voi acasă. Merge bine mașina, să fiu sincer acum. Și frânele, dăm frână. Da, merg super bine frânele, chiar țin super, super ok. Ce biturbo ăsta, bă, cum mișcă așa, este interesant. Frânele, sincer, țin foarte bine acum. Dar trebuie cauciucul pentru frânele astea. Are cauciucul destul de bun de mașină, dar cred că aș opta pe ceva mai profi. Dați-i voi acum în comentarii idee să băgăm niște 18 pentru iarnă. Ea acum are 17 din câte am văzut cu mașină. Mă rog, sunt chiar ok cauciucurile. Nu sunt cele mai de tot, dar merg. Nu zic că își face treaba cu ele. Vă recomand discurile astea pentru că, deși pun repetitiv frână, că acum de asta fac, merg, accelerez frână ca să vedeți, ai aceeași frână pentru că se ventilează foarte bine. Adică dacă, de exemplu, mergi în Germania și mergi cu vreo 200 de km pe oră pe autostradă și ai pus o frână de la 200 la oră, cu un disc normal, vedeți, aveți mari grijă că s-ar putea să nu mai aveți a doua frână la 200, adică s-ar putea să vă opriți de două ori mai greu pentru că se încing foarte, foarte tare discuri. Ei bine, cu niște discuri ventilate sunt de două ori mai multe șanse să aveți frână, adică eu chiar am avut discurile astea pe Scirocco și în Germania când am mers cu 250-230 cât am mers cu căsănelul ăla, am pus o frână că mi-a intrat unul în față, am frânat până la vreo 100 la oră și apoi iar am dat așa și am zis, băi, ia să vedem. Și am mai dat o frână cu după de la viteză foarte mare și am avut exact cam aceeași distanță de frânare. Automat n-a fost la fel pentru că na, și astea se încing și nu le-am mers o distanță considerabilă ca să se ventileze. Na, chiar au avut frâne, adică vi le recomand. Păi și cu vlogul ăsta sper că v-a plăcut, sper că v-a simțit bine, sper că v-am dat așa o stare melancolică ca pe vremuri când filmam cu telefon. Îmi spuneți dacă v-a plăcut și dacă v-a plăcut, poate la ceva timp va reveni cu astfel de vloguri. Eu m-am dus, hai să ne vedem la noua serie, pentru că deja am cumpărat noua mașină! Stați iarna pe canal!